Efectele recente întreruperi totale ale alimentării cu apa a Romanului au readus în discuție necesitatea continuării acțiunii de sectorizare a alimentării cu apa a municipiului. Această operație, care constă în montarea în diverse zone a unor instalații de oprire a apei doar pe anumite zone afectate de o avarie, a fost începută în urmă cu 2-3 ani, dar a fost realizată doar în câteva zone ale municipiului din cauza costurilor relativ ridicate. Administratorul public al municipiului, Ovidiu Bojescu, susține că în Roman au mai fost înlocuite o serie de conducte în perioada amenajării captării de la Pildești Simionești, când s-au montat conducte din oțel de calitate mai slabă, cu termen de garanție de doar 15 ani, care, rând pe rând, vor trebui și ele schimbate pentru că au început deja să iasă din garanție. De altfel, acestea sunt inferioare calitativ conductelor utilizate în prezent. Nu, de pe aici depinde foarte mult de partea financiară, vă dați seama. Deci există soluții pentru orice în ziua de azi, nu, chiar și pentru rețele de tipul respectiv. Deci există soluții care se intervine pe conducte de tipul fontă sau oțel, prin care se căptușesc prin interior cu un plastic și nu mai e nevoie nici de săpături, nici de alte nebuneli. Numai că la noi, din păcate, orașul s-a dezvoltat, să spunem, înaintea rețelilor și atunci, în momentul în care s-a luat decizia construirii unor rețele noi, mai ales de aducțiuni, mă refer la captarea Pildești-Simionești, acele rețele au fost făcute pe oțel. La vremea respectivă, probabil, nu erau alte materiale sau, fiind imediat după Revoluția, nu au apărut și materiale care sunt în prezent. Și acele rețele, din păcate, de oțel au durat de viață foarte scurtă, de 15-20 de ani. Asta reprezintă, practic, conductele magistrale. Pe lângă acele rețele noi, care cum au fost cele din Bulevardul Republicii, de exemplu, dacă știți foarte bine, s-a schimbat un tronson foarte important, acum 2 ani chiar, care coboară pe Bulevardul Republicii de la Anton Pan la Primăveri. În municipiul Roman există rețele din fontă mai vechi de 40-50 de ani, cum este și magistrala de la Piață, recent fisurată pe o porțiune de 3 metri. Marea problemă a Romanului o reprezintă și lipsa unei cartografieri a rețelelor de apă și canalizare, pentru că în perioada 1990-2000, prin transformarea succesivă a regiei de apă și canalizare din EGCLE în Goscom și ulterior în Aquaserv, aceste documente fie că nu există, fie că există doar pentru anumite zone, iar cele care au fost găsite trebuie realizate în format electronic și nu pe hârtie, așa cum există ele acum. În perioada amenajării captării de apă de la Pildești s-au făcut tot felul de instalații în așa fel încât la amenajarea ocolitoarei, de exemplu, s-au găsit și 3 rânduri de rețele paralele. Deci, pe lângă rețelele astea, mai sunt și o serie de rețele din fond, mai vechi decât acestea, care într-adevăr au 30-40 de ani, de genul cele găsite la piață. Acum, sigur că în perioada 90-2000, nu s-a ținut un inventar exact al rețelelor. Era perioada în care, dacă știți foarte bine, nu aveam apă tot timpul, au fost probleme cu alimentările cu apă, cu captările în special. Și atunci, la vremea respectivă, compania de apă, care era Goscomus Peț, a încercat tot felul de soluții și tot felul de improvizații și de aia ne trezim, de exemplu, când ne-am trezit noi pe Nicolae Bălcescu, 3 rețele de apă paralele. În perioada următoare, municipalitatea romașcană va insista pe lângă compania Aquaserv, impunând continuarea și finalizarea acțiunii de sectorizare, care ar trebui terminată în 2-3 ani. Mers pe 2 căi. Odată sectorizarea, care trebuie terminată odată, chiar dacă ne place sau nu ne place, sau chiar dacă îi place compania Aquaserv sau nu. Ei au promis-o, din păcate nu s-au ținut de cuvânt, dar vom insista ca acest lucru să termine. Și al doilea, să încercăm să găsim modalități noi pe partea de rețele mari, prin care să le putem securiza. Administratorul public al primăriei, Ovidiu Bojescu, apreciază că în prezent 60% din rețelele de aducțiune a apei din Roman sunt depășite ca termen de garanție, dintre acestea 30-40% datând încă de dinaintea Revoluției, fiind construite din azbociment. Deci, din punct de vedere, să zicem, al vechimii rețelelor, la ora asta sunt în jur de 60% rețele vechi, din care, v-am spus, partea cea mai periculoasă este partea în jur de 30-40% care au rețele, care sunt rețele mai vechi de dinainte de Revoluție. Cele din fontă, cele din azbociment. Managerul interimar al companiei Aquaserv, Petru Movilă, susține că rețelele de apă și canalizare din Roman au o anumită specificitate, respectiv sistemul inelar în care sunt construite, care, deși prezintă un grad mai mare de fiabilitate, sunt mai greu de întreținut. Sectorizarea este o soluție de oprire a apei în caz de avarii doar în zonele afectate, dar este mai greu de realizat tocmai din cauza sistemului inelar despre care vorbea. În prezent există realizată această sectorizare a conductelor doar pe străzi din cartierele Mihai Viteazu, Favorit, Nicolae Bălcescu, Danubiana și Autogară. Specific sistemului Romanului, sistemul de alimentare cu apă este unul inelar și este un tip de rețea care reclamă diametri și lungimi mai mari de conducte, dar prezintă un grad mai mare de fiabilitate în exploatare. La nivelul companiei, într-adevăr, există un program de sectorizare început în 2012, din care s-a realizat foarte puțin, respectiv câteva sectorizări în zonele marginale ale municipiului Roman. Și mă refer aici la cartierul Moțitoresc, zona Favorit, cartier Dolcescu, fabrica de zahăr, zona Autogară. Pentru perioada următoare avem în vedere continuarea acestui program, astfel încât în 2-3 ani să reușim să efectuăm sectorizarea întregului municipiu. Complexitatea este tocmai datorită acestui tip de rețea. În Roman, în ultimii ani s-au realizat lucrări de modernizare a rețelelor de apă și canalizare, fie prin Planul Integrat de Dezvoltare Urbană, cel care a schimbat radical fața Romanului, dar și prin alte câteva proiecte pe fondul de mediu. Cheltuielile de modernizare totală a celor 150 de kilometri de rețea de apă și tot atâția de canalizare sunt estimate undeva la peste 14,5 milioane de euro, o sumă exorbitantă pentru regie și municipalitate. Edilii apreciază că modernizarea sistemului de apă și canalizare s-ar putea eventual realiza printr-un împrumut bancar, ținând cont de gradul foarte mic de îndatorare al municipiului, în condițiile în care Uniunea Europeană nu va deschide alte proiecte europene pe modernizare și nu doar pe extindere.